Timp de 3 zile, polițiștii serviciului rutier vor fi zi și noapte pe drumurile naționale cu ochii pe șoferii de autovehicule destinate transportului rutier public de mărfuri. Controlele vizează vehiculele cu masa mai mare de 16 tone, inclusiv cele care transportă mărfuri periculoase, iar obiectivele sunt reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere din cauza vitezei, a depășirii neregulamentare și a neacordării de prioritate. Totodată se va verifica și dacă șoferii respectă perioada de conducere și de odihnă, dar și legalitatea transportului efectuat. Joi 30 august și sâmbătă 1 septembrie, acțiunea se va desfășura în intervalul 9-16, iar vineri 31 august în intervalul 13-20.